În Baia-Spre sunt în derulare mai multe proiecte ce țin de infrastructura rutieră. O parte au fost demarate în urmă cu luni de zile și până să vină toamna, cu ploi și temperaturi mai scăzute, s-a lucrat în ritm alert. Chiar dacă alegerile locale s-au încheiat, noi am avut un program pe tot anul, un program pe care am reușit să-l respectăm și după încheierea alegerilor, pentru că lumea a fost foarte interesată și presa și publicul în general până la data alegerilor, dar noi să știți că am continuat lucrul și după data alegerilor și am reușit să finalizăm lucrările programate. S-a lucrat pe o porțiune a străzii cărămizilor din Tăuții de Sus, care a fost reabilitată, iar strada Olarilor din Baia-Spriei este aproape gata, urmând să fie așezat stratul de uzură. Sunt însă și alte zone unde sunt echipe de muncitori. Lucrăm în continuare în cartierul Nireș, pe un proiect european. În satul nou de sus am reușit să asfaltăm două străzi și mai avem încă, sunt pregătite încă două. În Baia-Spriei lucrăm la parcarea de lângă liceu, parcare și drum la, pe strada Alea Minerilor. Deci sunt lucrări de infrastructură care au continuat și continuă și la parcul de alergare. Avem multe faze determinate pentru că acolo e vorba de plantat arbori și gard viu și montat rulouri de gazon și acestea sunt lucrări care se fac acum în toamnă. Edilul orașului Baia-Spriei a precizat că lucrări se vor face atât cât condițiile meteo vor permite. Așa că, dacă va fi un sfârșit de noiembrie moderat și un început de decembrie la fel, este posibil ca muncitorii să fie în activitate.